Vă întreb, sunteți... Nu există frică. Frica a distrus un popor întreg. Frica ne-a adus în halul obedienței de acum. Frica ne-a îngenunchiat. Solicit poporului român să înceteze cu frica. Nu trebuie să mai avem frică de nimic, dar decât de Dumnezeu, în sensul iubirii pe care acesta ne oferă și a obligației noastre de oameni de a oferi pacea și, și dragostea înapoi. Dar atunci când ești atacat, Dumnezeu nu-ți permite să te înjosești și să te umilești. Dumnezeu îți spune, exact cum a făcut și fiul său și toți apostolii săi, să lupți pentru drepturile tale. Asta vrea Dumnezeu. Doamnă, vă întreb... Vă întreb, doamna Șoșoacă, pentru că... Spuneți, doamna Banață. Doamne, că nu spune nicăieri Dumnezeu așa ceva. Doamna ne îndeamnă că nu respectăm legi. Despre asta este vorba. Dumnezeu ei n-a auzit că nu-i frică de nimic, că n-are nicio treabă, intră, dărâmă, face. Păi doamna ne îndeamnă pe noi toți să nu respectăm legi. Păi doamna poate să meargă și să ceară moțiune de cenzură împotriva ministrului, împotriva premierului, împotriva... Are acest instrument, o plătim pentru asta. Eu nu mai vreau să discut cu această doamnă protestatare. Eu vreau să discut cu senatoarea Diana Șoșoacă, pentru că e plătită pentru asta, domne. Să vorbească, să facă lucruri în Parlament, dar e aleasă. Nu să stea în stradă toată ziua, bună ziua, și să incite. Domnule Corpoșu, permiteți? Vă rog, doamna Șoșoacă, vă ascult. După aceea vreau și eu. Vreau să vorbesc cu această doamnă când o să ajungă jurnalist. Și când o să facă investigații, spre deosebire de... Doamna Șoșoacă, am și eu ceva cu ea. Imediat, domnul Tonel, ascultați-o pe doamna Șoșoacă să... Spre deosebire de doamna, eu mai am și studii juridice și știu foarte bine ce îmi permite și ce nu-mi permite legea, ca dovadă că până acum eu nu am nici măcar dosare penale, pentru că știu foarte bine unde e limita. Doi la mână, sunt demnitar și am dreptul să intru în toate instituțiile din România.